Emisiune realizată în asociere cu Automobile Bavaria Group. Bun găsit! De 61 de ani încoace, într-un orășel ca în Basme, sau mai bine zis ca în Transilvania, dar din Bavaria, în Germania, are loc de Rusalii întâlnirea sașilor transilvaneni plecați sau reveniți din România, depinde de perspectivă. Sașii ardeleni alături de jvabii bănățeni alcătuiau în 1938 cam 800 de mii din locuitorii României. Cam atât cât erau evrei. Și unii și alții, din motive cunoscute și vai atât de dramatice, au dispărut din România spre paguba ei. Veniți în Transilvania în mai multe etape, începând cu secolul al XII-lea, germanii noștri au avut o contribuție importantă la modernizarea României, fiind mereu o punte vie, umană, de cultură și civilizație între vest și est. De-a lungul anilor comunismului, încet, dar sigur, inclusiv prin acorduri între guvernele lui Ceaușescu și ale cancelarilor vest-germani, sașii și jvabii au părăsit România, lăsând în urmă un mare gol. Și azi, satele și bisericile lor întărite, dar fără credincioși din Transilvania, par un memento al despărțirii și părăsirii greu sau imposibil de reparat. Cei mai mulți dintre germanii noștri au plecat din România în primele luni după 1990. Anii din urmă, odată cu reapropierea României de Europa, au fost și anii regăsirilor. Românii s-au întors în Europa, germanii se întorc în țara natală, chiar dacă foarte puțin definitiv. Românii le recunosc meritele istorice și le duc chiar dorul pentru cinstea, vrednicia și modestia lor în istoria comună de peste 800 de ani. Cea mai bună dovadă este realegerea cu cote plebiscitare a lui Klaus Iohannis în funcția de jude primar SAS al Sibiului de către quasi majoritatea alegătorilor români. Așadar, la Dinkelsbühl, în Bavaria de nord-est, de Rusalii, se întâlnesc timp de două zile urmașii sașilor din Transilvania. Își îmbracă vechile straie populare, defilează prin orașul mic și crenelat, care seamănă cu Sibiul sau Sighișoara, țin discursuri, beau bir, adică bere, dar bir cu fugiții, dar mănâncă cu plăcere și mititei în amintirea sudului Valah pierdut. E un prilej de întâlniri personale, politice și culturale, în același timp, la care participă mii, zeci de mii de oameni, politicieni, episcopi, bătrâni și tineri. Un spectacol al evocării trecutului și al invocării apartenenței la o comunitate practic stinsă azi în patria natală, care a fost Transilvania. Dedicăm acestui fenomen comunitar exemplar, atât de legat în adâncuri de noi românii și România, întreaga emisiune. Avem aici de-a face și cu un fenomen local de politică internă, dar și de unul de politică externă. E vorba și de o sărbătoare și de un doliu, și de amintire și de privire spre viitor. Trecutul și prezentul, minoritatea și majoritatea, localul și universalul sunt și dimensiunile Europei comune. Iată de ce considerăm că istoria noastră comună, a sașilor și a românilor, în oglindirea ei de la Dinkelsbühl, de Rusalii, este nu doar un fapt anecdotic local, ci și un imbold spre viitor, care trebuie să ne facă să descoperim și noua Europa. Noua Europa este și vechea Europa. România a intrat în Uniunea Europeană în 2007, dar Europa a fost prezentă inclusiv prin germanii noștri de sute de ani în inima României. Dar și viitorul ne aparține, pentru că românii și germanii din România s-au reîntâlnit în Europa și vor să rămână în ea împreună. Iată temele de discuție în emisiunea Compass din această seară. Îi salut pe invitați, doctorul Ben Fabricius, care e SAS, originar din România, nu, asta e formula, din Sibiu, vă trageți, domnule Fabricius? Exact. Da. Ați plecat la ce vârstă? La vârsta de 18 ani, în anul 84, 1984. Ați plecat cu familia, ați emigrat în Germania și ați făcut studii de drept, ați devenit avocat, sunteți un avocat cu cancelarie, foarte cunoscut, un om foarte activ, apreciat în comunitatea dumneavoastră, nu doar de sași transilvaneni, și ați devenit între timp, nu cu multă vreme în urmă, cu câțiva ani totuși, președintele Federației Internaționale a Sașilor Transilvaneni, care are sediul la München de multe decenii. E vorba de o organizație, descrieți-o pentru cei care n-au habar de felul în care sunt organizați sașii în continuare
și după ce au plecat din Transilvania? Sașii se privesc ca o comunitate transfronterială cu asociații naționale în Austria, în Germania, în Canada, în Statele Unite, chiar și în România cu Forumul Democrat al Sașilor. Aceste 5 asociații naționale sunt unite în Federația Mondială a Sașilor, cu 2 sedii, de fapt, cu un sediu la München și al doilea sediu la Sibiu, de fapt, de unde ne tragem, unde am devenit comunitatea aceasta în peste 850 de ani și unde suntem convinși că și pe viitor o să rămânem comunitatea aceasta. O să rămâneți aceeași comunitate și în Germania, dar în România veți mai fi vreo comunitate vreodată? Cum am spus înainte, noi ne privim ca o comunitate transfronterală. Sunt convins... E o scuză. Nu. Este o viziune de viitor. Eu sunt convins că nu va mai depinde pe viitor mult de alocațiile naționale geografice, ci Europa comună ne acordă șansa imensă de a trăi într-o entitate politică. Iar în această entitate, sașii, indiferent dacă ei locuiesc la Sibiu, la Sighișoara, la München sau la Hamburg, sunt același grup de comunitate care profită de toate șansele care prezentul Europa comună ne-a adus-o. Bun, bun. Domnule Fabricius, împărțim acest platou al emisiunii Compass și cu domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, fost ministru al justiției, domnia sa în calitate de proaspăt consilier prezidențial, dar nu contează aici calitatea de proaspăt, cât aceea de consilier prezidențial, a rostit în fața adunării comunității dumneavoastră de la Dinkelsbühl, la sfârșitul săptămânii trecute, de rusalile protestante și catolice, discursul de salut al președintelui României și a fost oficialitatea, a reprezentat oficialitatea română acolo. Domnule Diaconescu, bănuiesc că nu știați prea multe de această întrunire. Nu, spre rușinea mea nu știam prea multe, așa este. Spun spre rușinea mea pentru că și proiecția calitativă și nostalgia și emoția acestor mii de oameni. Deci discutăm despre sentimentele aproape unei categorii, unei etnii, se profilează de o manieră atât de elegantă și atât de non-revendicativă, dar în același timp explicită, începând de la portul popular, începând de la prezentarea lor aproape cu ordine, cu un simț al culorii latin, dar cu ordine teutonă. Cum să vă spun, reprezintă un uriaș semnal de mândrie. Văd că în studio colegii noștri s-au grăbit să transmită mesajul mai special, care a fost concertul lui Peter Maffay, o mare vedetă de rock, unul dintre cei mai mari soliști de rock din lumea germană, aici intră Austria, Elveția, e cunoscut și în America, e originar din Transilvania prin părinții lui, în mod aproape simbolic, mamă secuie și tată sa, sau poate invers, dar are o origine dublă, așa. A emigrat din Brașov împreună cu familia când era copil, a devenit o vedetă absolută în Germania și de câțiva ani se ocupă de relațiile cu România, a patronat un cămin de bătrâni undeva lângă Brașov, lângă Rupea, în Roadeș, parcă se numește. Chiar este un centru pentru copii cu handicap, pentru copii care sunt într-o situație de defavoare, copii defavorizați, iar pentru ei a făcut un proiect în vechea cetate fortificată Rupea. Am înțeles. Și s-a atașat atât de mult de cauza dumneavoastră, de cauza sașilor transilvaneni, încât de vreo 2 ani vine la Dinkelsbühl, unde e primit ca o mare vedetă și, foarte interesant, e un fel de releu care unește vechile generații cu noua generație. Datorită lui, nu din cauza lui, datorită lui, acest moment de amintiri al celor mai în vârstă s-a transformat și într-un moment de provocări ale prezentului, nu? În ce fel? Vreți să ne spuneți cum ați văzut această întâlnire cu noua generație, domnule Diaconescu? În primul rând, extrem de interesantă și, dacă îmi permite, și sub aspectul preocupării și atenției retorice a politicienilor germani locali. Deci aș vrea să mă refer la o chestiune oarecum adiacentă, în sfârșit cu percepția unea care, mă rog, poate n-a avut treabă, mai face politică. Într-o calitate oficială. Exact, care mai face politică, ascultând discursurile extrem de elaborate
ale primului ministru al Bavariei, ale ministrului de interne, ale șefilor de land, ale deputaților în Bundestag sau în landul Bavaria. Poate vedem și imaginile cu inaugurarea oficială și cu președintele, cu primul ministru al landului Bavaria, Seehofer, le avem în ilustrare. Relativ profesional și cu o satisfacție. Iată-l pe Seehofer, pe care nu vreau să o disimulez. Am văzut atenția politicianului german de vârf față de mesajul pe care îl adresează sașilor. Deci este clar că sunt percepuți ca și un grup extrem de important, extrem de sensibil. Li s-a mulit pentru ceea ce au făcut pentru Germania și faptul că prezența lor în Germania reprezintă un argument pozitiv, nu numai în relația bilaterală, cum se poartă în retorica diplomatică, dar realmente pentru statul german. Și vreau să vă spun că n-au fost nici ipocrite și nici fariseice aceste mulțumiri. Da. Dar pur și simplu ești mândru că ești român într-o astfel de situație. Ați simțit asta? Da. Deși era un context, categoric, să zicem, german, nu? Tocmai. De aceea erau drapelele. Poate mai vedem strada principală, mă refer cu dragii noștri de producători de la București. Strada principală din Dinkelsbühl cu drapelul României, cu drapelul Germaniei Federale, cu drapelul Bavariei, unde defilează cortegii de mii de oameni din toate satele și comunitățile săsești din Transilvania, îmbrăcați în portul lor multisecular. Uite, vedem acum. Vedeți și drapelul românesc. Domnule ministru, nu știu, domnule președinte, în România eu nu știu să existe, în ce ne privește pe noi, o țară cu 20 de milioane, o procesiune atât de amplă și de emoționantă. Și pentru această procesiune au venit oameni din America, au venit oameni din Canada și nu numai din Germania. În apropiere de idei, vreau să vă spun un lucru pe care nu l-a spus domnului președinte. Înainte de a începe sărbătorirea, am băut o cafea undeva pe terasă și acolo au venit o familie de sași. Discutau între ei în germană și ni s-au adresat la un moment dat și ne-au spus nu aveți vreo dificultate pentru faptul că vorbim în germană. Noi ne evaluăm conaționalii, coetnicii noștri, de fapt, pentru că, într-adevăr, transgresează între cele două țări, după modul în care succesorii noștri, copiii noștri, nepoții noștri învață românești. Și acest lucru se întâmplă în familie. Vreau să vă spun că am făcut un test. Am fost, poate, răutăcios un pic cu domniile lor. La un moment dat am vorbit în românește, spunând cuvântul dragoste de țară și dor, nu le pot traduce, deci vreau să nu traducem. Și vă rog să aplaudați dacă mă înțelegeți. Absolut toți au aplaudat. Da. Da, domnule, exact. Fabricius, exact. Să lăsăm pe Mahfai, că eu am început cu partea distractivă, răspund, cu partea cea mai populară, să zic cea mai interesantă, dar vreau să discutăm acum. Dumneavoastră sunteți un militant politic și civic în același timp, pentru că aveți legături politice cu politicienii din landul Bavaria. Vă doresc să deveniți în curând deputat în Landtagul, în Parlamentul local. Aveți o astfel de vocație federal și de perspectivă. În cel federal? Bundestag. Din partea Partidului Creștin Social Bavarez. Exact. Și mai bine atunci. Mă bucur că ne-am întâlnit. Dacă îmi permiteți. Acelui. Dar spuneți-ne, în ce constă importanța politică? Cum contextualizați dumneavoastră importanța politică pe care a sesizat-o domnul Diaconescu, ca oficial, mesager oficial al Guvernului Român? Sunt două puncte importante din aspect politic. Răspund, dacă îmi permiteți, totuși și la prima întrebare cu Mahfai, deoarece este într-o strânsă legătură. Da. Peter Mahfai și-a găsit apropierea față de comunitatea noastră acum 2 ani, când el a sesizat puterea, forța care este prezentă în generația tânără în comunitatea noastră. Deci, sașii tineri, chiar născuți în Germania, din familii săsești, au realizat că este ceva foarte deosebit să faci parte dintr-o comunitate etnică cu valori speciale, iar din aceasta reiese o forță importantă. Și asta a fost convingerea care l-a determinat pe Peter Mahfai să participe la evenimentele noastre. Exact acest lucru l-a sesizat și politica germană. A văzut Să spunem că la concertul lui Peter Mahfai de vinerea trecută au fost 12.000 de tineri. Exact. Exact. Nu se adună la un... Nici la cancelarul Merkel în campania electorală, 12.000 de oameni care se aplaude. 12.000 de tine care au legătură cu moștenirea săsească din Transilvania, nu? Exact. Și cu, sunt moștenitorii ei. Cu spiritul de apartenență la o comunitate. Da. Deci ei nu se pierd în anonimitatea globală a vieții în Germania de vest, ci fac parte dintr-o comunitate de valori. Asta e important. Exact acest lucru a fost sesizat și de politica germană, unde s-a văzut că
o muncă, o politică de îndrumare a tinerei generații și de a-i atrage la valori și la tradiții are un efect important pentru aceștia. În al doilea rând, am spus că sunt două puncte importante. Comunitatea germanilor plecați din România sunt o punte foarte, foarte importantă în relațiile bilaterale care pot fi chiar un model pentru restul Europei. Da. Îl citesc pe primul ministru al Bavariei, Seehofer, care la un moment dat spunea că sașii și șvabii bănățeni creează punți de aur în estul Europei. Asta este un rol important care poate să fie model pentru întreaga Europa unită, deoarece sașii în ultimii 850 de ani doar au trăit, au învățat cum se trăiește într-un conglomerat de mai multe etnii, într-o vecinătate foarte bună, în prietenie chiar, și această și în cel mai rău caz, în indiferență non-agresivă. Pentru că au fost și perioade lungi în care, spre deosebire de coabitarea româno-maghiară în Transilvania, cea româno-germană s-a bazat pe respectarea completă a sferelor distincte de viață. A fost totuși un progres. Pentru că alminteri în partea de nord a Transilvaniei, românii, cum spune Cioran în caietele sale, 1000 de ani s-au sculat în fiecare dimineață ca iobagi ai ungurilor. Da. Și asta în mentalul colectiv nu se uită ușor. Între români și germani n-a existat o astfel de relație istorică puternic marcată de diferențe. Exact. Eu aș merge chiar un pas mai departe. Vă pot spune din propria mea copilărie și tinerețe. Am avut prieteni români pe aceeași stradă. Sau pot generaliza, sașii și șvabii din România nu au avut niciodată o problemă cu vecinii români sau cu vecinii maghiari sau de orice alt fel, ci au avut probleme cu sistemul de stat, dar de care s-au lovit toți sau aproape toți cetățeni din țară. Ei, asta ne pune într-o poziție mai ușoară, să-i spun așa, de a reînodi, exact, și de a reînodi o relație cu fosta țară unde s-a schimbat sistemul care ne-a fost dușmănos. Asta este o diferență mare. Da. Trebuie sigur să spunem, nu dumneavoastră vă spun asta, celor care ne urmăresc și nu fac toate diferențele între saj, vab, țipțări și alte categorii de germani, hașuri de germani care s-au stabilit de-a lungul timpului pe teritoriul de azi al României, că în afară de sași care sunt cei mai vechi germani, pentru că au venit secolul al XII-lea, așa mai departe, a 850 de ani, poate sunt chiar mai vechi decât unii români de prin alte părți, de origine grecească sau care au venit odată cu fanarioții. Există și șvabii, o altă mare categorie de germani, mai ales în Banat, care sunt catolici, spre deosebire de dumneavoastră care sunteți protestanți, și care au venit din Imperiul Austriac, Habsburgic, începând cu Maria Tereza în diverse. După aceea mai sunt și țipțării, care sunt tot un fel de șvab catolici, din Satul Mare, Baia Mare, în Maramureș. Mai avem vreo categorie? Ajunge. În Dobrogea mai erau, dar cred că România avea în toate zonele diferite etnii conlocuitoare, cum erau și germanii, erau de mai multe feluri. Da. Bun. Ne-am despărțit la un moment dat. Dumneavoastră v-ați pierdut pentru un popor un destin foarte interesant. Și tragic și fericit în același. Tragic pentru comunitate, pentru că a dispărut țara și comunitatea în Transilvania, care era casa dumneavoastră, și fericit pentru indivizii care au scăpat de salamul cu soia lui Ceaușescu și de sistemul acela și s-au întâlnit cu salamul foarte gustos al Germaniei și untul Germaniei. Indivizii s-au salvat, comunitatea și țara au dispărut. N-aveți aceeași părere? Nu chiar. Vă contrazic în acest punct. Foarte bine. Suntem într-o situație încă plăcută, în sensul că avem chiar și în România sau în teritoriul Ardealului, unde am copilărit, o comunitate, o parte a comunității noastre de sași, l-ați menționat pe primarul Iohannis, care sunt convins că va supraviețui. Deci nu va dispărea de pe harta României. Eu sunt convins că va fi mai departe și peste mulți ani. Și asta este un punct destul de important. Șansa noastră de comunitate este chiar aceasta, să depășim gândirea națională și gândirea care termină la Curtici sau la Nădlac, la punctul de frontieră. Mulțumesc. Domnule ministru, dumneavoastră ați avut un mesaj oficial din partea președintelui Băsescu, care a fost aplaudat la scenă deschisă și foarte apreciat. Președinte, poate îl vedem în
în grafic, în ecran. Președintele Băsescu, da, m-a mandatat să transmit, printre alte semnale de nostalgie și de dor pe care România și românii clar le nutresc față de Sași, și de un anume respect care funcționează cultural de o manieră absolut semnificativă în România, poate în comparație cu noi înșine, poate în comparație cu alții, și două chestiuni punctuale care sunt nu numai exerciții retorice, dar și chestiuni de angajament. În primul rând, din punctul de vedere al administrației președințiale și al președintelui Băsescu, problema restituției in integrum a proprietăților rămâne în continuare o temă nedubitativă. Chiar dacă au apărut niște elemente, noi am discutat separat aceste chestiuni, sigur, le putem relua. Și în al doilea rând, un pas înainte. Simțeam nevoia unui pas înainte, simțeam nevoia unei recuperări și în acest punct de vedere am transmis mesajul în ceea ce privește preocuparea noastră ca cei care au fost deportați în Uniunea Sovietică să-și primească, dincolo de compensații, și un anume semnal al faptului că această suferință totuși a rămas marcată undeva. Că politicianul în cinismul lui și în disperarea de a se asocia cu trenul câștigător, cum spunea la un moment dat și primul ministru al Bavariei, nu poate oculta această necesară reparație. Repet, nu este vorba și dânsii, vreau să vă spun, niciun moment nu au afișat ideea a reparației materiale ca fiind singurul element. Dânsii spun foarte... Reparația simbolică e mult exact, mai importantă. Măcar recunoașterea unui astfel de gest. Și primul ministru al Bavariei a spus că ceea ce a afirmat președintele Băsescu și noi am transmis acolo reprezintă un gest istoric de care ar trebui să țină cont și alte state europene. Pentru că mă grăbesc să adaug aici ceea ce domnul președinte probabil nu spune sau poate nici n-ar trebui să spună. Sunt state în Uniunea Europeană cu nivel de civilizație, cu nivel de standarde și valori, precum Cehia, fostă Cehoslovacia, care încă nu scot din legislație o excludere, s-au abolit decretele Beneș. Exact, da. O excludere aproape brutală, aproape ofensivă a deciziei de expulzare violente. Și a statutului unui eventual cetățean german. Domnul președinte spunea la un moment dat, ne-am uitat juridic la această problemă, este jurist și știe ce spune, și clar, în comparație cu un cetățean ceh, un cetățean german în acest moment, chiar dacă se săvârșește o crimă, poate să împotriva unui cetățean, un cetățean ceh împotriva unui cetățean german, poate să fie exonerat. Spun acest lucru fără a ataca pe cineva. Spun acest lucru pentru că e vorba de Europa de astăzi. Trebuie să comparăm Europa răsăritiană, țările europene, ele între ele. Mărturisesc, nu știam acest lucru. Deci este o situație de un paradox perfect legat de două națiuni extrem de evoluate, care însă, iată, își lasă în urmă sau păstrează o remanență extrem de periculoasă și extrem de dureroasă. Da. Sigur că dumneavoastră ați fost actori în această ceremonie. Dumneavoastră reprezentându-i pe Sași de acolo, domnul Diaconescu reprezentând statul român la nivelul președinției. Au fost acolo anul acesta 26.000 de invitați, oameni care practic alcătuiesc un alt oraș care se deplasează, un oraș transfrontalier, cum am spus, care se deplasează în micuțul oraș Dinkelsbühl. Cel mai mare număr de sași întâlniți într-o astfel de sărbătoare vreodată, în ultimii 60 de ani de când ține această tradiție, nu? Da. 12.000 de tineri, dintre care foarte mulți tineri. Au fost ecouri neobișnuite, fără precedent, în interiorul Germaniei, nu doar în comunitatea sașilor, de aici, de dincolo, ci în sânul societății germane, prin posturile de televiziune, de radio, în buletinele de știri cele mai importante. Din acest motiv, cred că e util să stăm de vorbă acum, pentru că dumneavoastră sunteți părți implicate, cu un observator distant, chiar dacă e și el aproape și departe de această realitate româno-germană, confratele meu, Robert Schwartz, de la postul de radio și televiziune internațional al Republicii Federale Germania, Deutsche Welle. Bună seara, domnule Schwartz! Bună seara, domnule Urezean. Vorbiți-ne despre ecourile mediatice și despre cum ați perceput dumneavoastră acest moment. Ecourile au fost extraordinare pentru că în premieră absolută telejurnalul la cea mai bună oră a postului public de televiziune ARD, postul 1, la ora 20, a adus un scurt reportaj și a adus momentele politice importante
ale acestui festival al sașilor transilvaneni. S-a făcut o referire foarte clară la mesajul istoric transmis de România de președintele Băsescu prin glasul domnului Diaconescu și a fost prezentat un scurt interviu cu primul ministru al landului federal Bavaria, Horst Seehofer, în care a repetat ceea ce a apucat să-mi spună și într-o scurtă discuție purtată anterior. Seehofer a subliniat acest mesaj istoric și aș vrea să vă explic și de ce în Germania mesajul este perceput ca atare. Germania știe foarte bine și lumea în Germania în general știe foarte bine că trecutul nu trebuie uitat niciodată și asumarea trecutului este un demers determinant în Germania și în familia națiunilor civilizate și iată prin acest mesaj România a dovedit din nou că face parte din această familie. Germania are aici o poziție foarte clară și pe acest fond mesajul României a fost perceput ca atare. Sigur, este foarte impresionant să vezi și ați arătat imaginile de acolo, să vezi peste 20.000 de oameni participând la această serbare extraordinară, de la copilașul de câteva luni purtat în brațe de părinți la nona Genara din zona Sibiului, doamna Rosenscheiner Potoradi, poate unii dintre telespectatorii dumneavoastră își mai aduc aminte de această profesoară. Eu am avut o profesoară, eu o cunosc, să știți. A apărut în portul popular tradițional, într-o veselie și cu o vitalitate extraordinară. Da. Aș mai puncta poate câteva elemente esențiale ale acestei ediții, care de altfel au fost pomenite și în analizele invitațiilor din studio. 1. Participarea lui Peter Maffay a fost extraordinară nu numai pentru comunitatea sașilor transilvaneni, ci pentru comunitatea din zona Dinkelsbühl, pentru că primarul general al Dinkelsbühlului a spus foarte deschis, fără sașii transilvaneni n-am fi reușit niciodată să-l invităm pe Peter Maffay să concerteze la noi. Participarea primului ministru al landului bavarez a fost și ea o premieră la Dinkelsbühl. Seehofer a rostit un discurs emoționant în care a subliniat, printre altele, rolul esențial al sașilor transilvaneni în dezvoltarea landului. Un land de 5 stele, cum l-a numit, și sașii fiind una din cele 5 stele bavareze. Vă dați seama de aplauzele plenare din partea comunității sărsești. Seehofer însă a apreciat și acel rol de punte pomenit și de invitații dumneavoastră, un rol pe care îl au sașii transilvaneni între Germania și România, o punte de dimensiune europene, a spus Seehofer, un exemplu și pentru alte comunități. În final, cred că ar trebui să mă refer și la mesajul președintelui României, pentru că este totuși extraordinar, într-un scurt mesaj, compact, să punctezi elementele esențiale. Pe de o parte, regretul exprimat sincer în legătură cu plecarea sașilor, invitația lansată sașilor să revină, să extindă relațiile cu România în spiritul european și, în al treilea rând, asumarea istoriei. Domnul Diaconescu a pomenit cele două elemente din acest subcapitol. Pe de o parte, s-a vorbit despre confiscarea proprietăților sașilor de către regimul comunist și restituirea in integrum a acestora, și, în al doilea rând, un mesaj care depășește orice valoare de simbol, cred, recompensarea sașilor transilvaneni care au suferit din cauza abuzurilor la care au fost supuși. Ca un bilanț, cred că a fost cel mai reușit festival al sașilor transilvaneni în istoria acestei întâlniri de la Dinkelsbühl și am fost extrem de emoționat și foarte fericit că am putut face parte din comunitatea aceasta foarte interesantă și în acest an 2020. Da, vă mulțumesc mult, domnule Schwarz. O mică ironie involuntară a imaginilor a făcut ca cuvintele domnului Schwarz să fie însoțite de peisaje ardelenești, tradiționale, cu ciute, căprioare, castelul huniazilor, un urs brun, puternic, cu care am avut de-a face și noi, și dumneavoastră, atunci când el a fost, rămâne, simbolul nu doar al Berlinului,
ci și al unei alte țări cu care am avut de-a face fiecare în felul nostru. Poate vom vorbi puțin și despre asta în context trilateral. Uh-huh. Și ideea asta și Sașii au un imn. Cunoașteți imnul Transilvaniei cu fântânile care au alt murmur, nu? Cu munții. Am văzut și asta. Și după aceea și Bundestagul german. Avem totuși treabă și cu capitala federală, nu doar cu amintirile Sașilor. Acum un solo spot care va avea legătură tot cu Germania, bănuiesc, după care revenim în studio. Uneori câștigi pentru echipă. Alteori câștigi pentru tine. Uneori precizia câștigă. Alteori e doar noroc. Un singur lucru au în comun toți campionii. Pasiunea. Noul BMW Seria 3 câștigă pasiunea. Sunt numai motive de satisfacție în relațiile dintre Saș și fosta patrie și actualul stat român? Sau mai aveți și probleme, mai sunt și asperități în această relație? Mulțumesc pentru întrebare. Desigur, asumarea trecutului istoric, chiar cu părțile negre, este un punct foarte important. Desigur, acolo avem, în momentul actual, două puncte care încă necesită o rezolvare. Au fost menționate până acum. Primul punct este rezolvarea problemei retrocedărilor bunurilor confiscate în mod abuziv, care, cum spunea premierul Ungureanu, cu câteva săptămâni în urmă... Fostul. Da, mă rog. Când a spus aceste lucruri, a fost premier. Și este important ca un premier în funcție să spună aceste lucruri. Au trăit, de fapt, 20 de ani de neadministrare și 20 de ani de, îl citez, bagiocoră, de bătaie de joc. Asta totuși provoacă o rană în conștiința comunității noastre care merită a fi rezolvată cât mai urgent. Cu precizarea că e vorba de un principiu acesta al neaplicării unui principiu valabil. Corect. E un principiu, cum a spus și președintele în mesaj, și în țară, și prin domnul Diaconescu din Căzdul, e un principiu încă valabil. Însă, prin forța lucrurilor, nu e întotdeauna aplicabil. Dar nu numai în ce privește pe Saș, ci în ce privește pe români, pe evrei și pe toți ceilalți care au avut proprietăți. Corect. Aveți de plină dreptate. Din acest motiv am început cu neadministrarea. Deci legi existente care nu sunt suficient de administrate. Trebuie să mărturisesc că persoanele care suferă de resturile acestei perioade foarte întunecate în istoria României, aceste persoane nu sunt alintați de faptul că și alții se lovesc de aceeași problemă. Sigur. Al doilea punct, un grup destul de mic de persoane, cei care în ianuarie 45 au fost deportați în Rusia, și care până de către noile autorități române post-tatoneșiene. Corect, care până acum cad prin grațiile legii românești. Există două legi care se referă la aceste persoane. Una îi exclude pe motivul pierderii cetățeniei. Decretul legii 118 se aplică numai pentru cetățeni români. De fapt, o scăpare. Dar e vorba de cetățeni germani, români, de origine germană, care în virtutea unui... unei idei fixe a reparațiilor de război pe seama inocenților, au fost trimiși cu zecile de mii în Ucraina, la muncă, au stat 5 ani, mii de oameni au pierit, au fost 70.000 de oameni. Da, este un destin destul de tragic, foarte, foarte bine descris. Și vreți să spuneți că ei nu fac parte nici din memoria Germaniei, patriei, Reichului, ca să zic așa, pentru că nu au pensii probabil acolo, pentru acești 5 ani, și nu sunt recunoscuți nici de români? De statul român, adică? Cei care și-au pierdut ulterior cetățenia română nu sunt recunoscuți, deoarece această lege veche din anul 90 se aplică în exclusivitate pentru actuali cetățeni români. Iar legea nouă, legea 221, se aplică, dar a fost, permiteți-mi spun direct, mutilată de Curtea Constituțională. S-a abrogat paragraful cheie care permite plata unor despăgubiri pentru această soartă, dar încă nu s-a pus în reaplicare, cu toate că, de exemplu, avocatul poporului... Domnule va adăuga și dumneavoastră cu Sași și dumneavoastră foarte meritoși. Corului imens... Înțeleg. ...al robilor și oropsiților care cer reparații în România. Reparații de salarii. Reparații de salarii. Bugetari, milioane de oameni vor, sute de mii de oameni vor reparații de salarii. Așa mai departe. Cu ce șanse, domnul Diaconescu? Există șanse ca câte mii de oameni mai trăiesc astăzi dintre cei care au suferit în Rusia, între 45 și 50? Asta este întrebarea cheie. Poate 2000 de persoane și cum să explic la o bunică în vârsta de 85 de ani, care ca fată tânără a fost transportată
într-un vagon de vite în Rusia și s-a întors, dacă s-a întors, cum să-i explic că pentru o recunoaștere a acestui destin și pentru o cât de modestă recompensare, dar totuși să nu fie o posibilitate bugetară, nu vorbim de zeci de mii de persoane, ci vorbim de o mână de persoane care au supraviețuit până astăzi. Aș fi curios să aflu. Știm părerea domnului Diaconescu, care a fost și ministrul justiției și de externe. Dar eu vă întreb altceva. Germania, Marea Germanie, și în formula din timpul războiului rece, federala, BRD-ul și BRD-ul reunit cu DDR-ul, care plătește pensii și pentru foștii soldați SS. Știu. N-a avut, nu... Ce justificare are când nu plătește acestor oameni care au venit în Germania pentru suferința pe care au îndurat-o pe seama celui de-al treilea Reich? Înțeleg. În Germania, noțiunea unei vine comune nu este publică și nu este justificabilă. Deci, faptul că aceste persoane, bunica mea, bunicul meu, care au fost țărani la Șomartin, de exemplu, au fost deportați în ianuarie 45 în Rusia, asta nu are neapărat legătură cu o așa spusă vină comună, ci este pur și simplu un destin care l-au suferit în urma unor represalii a propriului stat. Desigur, și Germania are răspundere, nu, Germania are răspundere directă pentru al doilea război mondial. Da. Dar faptul că persoane civile au fost deportate de propria țară... La sfârșitul celui de-al doilea, după victorie, nu? După pace. Oameni exact, care n-au fost exact. Nici SS, nici în Wehrmacht, și așa mai departe. Dar aveți dreptate. Această întrebare este și în Germania una care trebuie pusă pe plan politic. Germania a recunoscut perioada de deportare ca vechime în câmpul muncii. Deci este cât de cât recompensată în pensia normală, da. Dar nu există o recompensă pentru anii de viață pierduți. Iar nu se poate recompensa un an de viață în minele subterane din Rusia în anul 45 cu 26 de euro pensie care se plătește pentru această vechime. Am deci înțeles. Nu merge. Am înțeles. Domnule Diaconescu, ce părere aveți de asta? Bun, pentru cei care ne privesc, să nu-și imagineze că discutăm acum despre situația materială a 2000-3000 de oameni. Într-adevăr, sunt oameni trecuți de o anumită vârstă, copiii nepoților îi ajută. Discutăm despre Bavaria și Baden-Württemberg, aceste două landuri, pentru cine ne ascultă, să ne asculte cu atenție, ca și economie, ca și produs intern brut, ca și nivel de trai, sunt între primele 10-15 entități statale, mă rog, din lume. Da, sigur. Deci nu vorbim de un nivel economic și un nivel de trai extrem de ridicate. Este o problemă însă de autorespect până la urmă pentru un stat. Exact. Dincolo de sumele care s-ar da la acești 2000 de foarte pensionari. Este vorba de o recunoaștere a suferinței și un cetățean îți rămâne loial și te respectă el, copilul și nepotul lui, dacă într-un anume moment conștientizezi gafa politică. Conștientizezi brutalitatea inutilă la care i-ai supus pe niște oameni și dincolo de prejudiciul material prin care le-ai produs o suferință formidabilă, uneori irecuperabilă. Ori din acest punct de vedere ne aflăm și datorită acestui hățiș legislativ, și datorită neatenției, și datorită superficialității unora dintre noi, ne aflăm în situația nici măcar de a nu le comunica faptul că știam că au suferit. Noi în această fază ne aflăm. Sigur, vom vedea legislativ, vom vedea în ce măsură lucrurile pot fi reglate din punct de vedere material, dar a asigura funcționalitatea unui stat presupune să-ți asumi, să ai curajul să-ți asumi. Așa cum Adenauer a avut curajul să meargă Knessetul israelian și să-și ceară scuze. Și lucrurile, și un astfel de gest s-au mai întâmplat. Aceste sau gesturi Mitterrand și Kohl la Verdun. Exact, nu sunt cuantificabile în bani. Mână. Nu sunt cuantificabile în bani. Da, și nu numai să asumi, să poți să și exprimi. Exact. Compasiune, regrete, scuze, poți să ceri iertare. Da. Există și formele simbolice care înseamnă foarte mult. Dar în relația asta bilaterală, începând, cred, cu Adrian Severin, care era ministru de externe a României în 1997 și care și-a cerut scuze pentru suferințe, primul, cred, într-un șir de demnitari români, un gest care l-a impresionat până la lacrimi atunci pe Klaus Kinkel, omologul lui de atunci, și care a contribuit mult la atitudinea Germaniei de sprijinire a intrării României în primul val
nu s-a întâmplat, la Madrid, în NATO, în 2007, și care a apropiat pe cancelarul Kohl de președintele Constantinescu. Și Baconski, anul trecut, ministrul de externe, a avut un discurs în care și-a cerut scuze. Nu trebuie să exagerăm și să facem inflație de scuze, ne ajunge inflația financiară. Dar în anumite momente, scuzele unui președinte, ca acum, părerile de rău, contează foarte mult. Și dincolo de scuze, sunt și reparații simbolice. Cred, nu? Adică, dumneavoastră, ce ați propune? Federația dumneavoastră, cum ar vedea o reparație satisfăcătoare? Foarte repede răspuns. Primul pas ar fi anularea acestei fraze în decretul 118, care exclude pe cei plecați, cei care și-au pierdut cetățenia, de la plățile care cei care nu și-au pierdut-o o primesc. Deci asta ar fi primul pas de rezolvat în 5 minute într-o ordonanță de urgență. Ar costa mult statul român asta? Nu, ar costa mult, v-am spus de câte persoane vorbim. Da. Deci, dacă sunt 2000 de persoane și 1000 ar face uz de această posibilitate legală, pe baza acestui decret se plătesc 50 de euro pentru un an de deportare. Eu cred că vorbim de peanuts într-un context național. Da. A doua parte care ar duce totuși la o vindecare a acestor răni în conștiința unei întregi comunități ar fi rezolvarea cât mai grabnică a problemei cu retrocedările, care, dacă, de exemplu, s-ar proceda la o retrocedare în natură, nu prea ar afecta bugetul statului. Iar dacă stau să mă gândesc că, de exemplu, tăinuirea, permiteți-mi să aduc această terminologie, este pedepsită în legislația română, cum să explic unui grup de persoane care li se confirmă că proprietățile lor au fost confiscate de statul comunist român, se află astăzi încă în proprietatea statului actual român, dar care nu le retrocedează în natură sau care chiar trage foloasele din aceste bunuri furate acum 30 de ani. Mm. Este o problemă care, după părerea mea, ar necesita o soluționare cât mai urgentă, deoarece ar fi să revin la inflațiunea de promisiuni sau de regrete, cum ați numit-o dumneavoastră, devine inflație de regrete decât o mare de indiferență și uitare. Exact. Devine la o întrebare de credibilitate, care este, după părerea mea, într-o comunitate de valori, cum este Europa Unită, destul de importantă. Domnule Diaconescu, sigur că dumneavoastră nu mai aveți acum o funcție politică, partinică și mai departe. Da, permis să spun sigur. Mai multe, nu? Da. Da, problema restituției evident nu poate fi avută în vedere dincolo de principiul restituției in integrum, în natură, acolo unde bunul există. Corect. Deci este un principiu de la dreptul roman încoace, pe aceste lucruri nu se poate cloza. Ceea ce pot însă să spun este faptul că, din păcate, datorită multor complicații, intervenții mai mult sau mai puțin sănătoase, politice, judiciare, problema în sine s-a prelungit foarte mult. Statele foste comuniste au rezolvat această chestiune în primii 5-6 ani după 91-92 într-o formulă care până la urmă a fost acceptată. Deci, din acest punct de vedere, într-adevăr, sub aspectul presiunii, lucrurile nu sunt deloc în regulă. Dar, și asta nu este o, deci este o chestiune care nu reprezintă un argument pentru asta, adică nici pe departe, sunt absolut de acord cu colegul nostru, dar pot să spun că îți trebuie mult curaj politic și multă determinare în sistemul judiciar ca aceste chestiuni să termine repede. Pentru că, prelungind foarte mult procesul, au apărut acte false, au apărut confuzii, au apărut oameni, societăți de avocatură care au competiționat pe bătrânii, pe săraci oameni. Au apărut impostura și frauda, impostura cum a spus și frauda, președintele de o manieră, Băsescu aici. Da, de o manieră absolut inacceptabilă. Deci este nevoie ca acest proces să fie finalizat repede și bine. Este o chestiune care nu îi privește numai pe dâns și ne privește pe noi ca țară. Suntem a treia țară la CEDO, după Federația Rusă și Turcia, prin numărul de cauze. Acest mare număr de cauze, datorate în special aspectelor legate de restituirea proprietății. Ori din acest punct de vedere este foarte posibil, de aici apărând și presiunea datorită decizii pilot a Curții Europene pentru Drepturile Omului, de aici ar apărea posibil ca la un moment dat, din punct de vedere judiciar, aceste cauze, 2000 și ceva de cauze, acum, pe rol, la Strasburg, să devină, cum s-ar spune, scadente. Da. Sigur că e o poveste care încă va mai dura. Nu v-ați aștepta la clarificări acum și aici. Vreau să le spun celor care urmăresc că România este foarte prezentă în Germania.
nu doar prin mesagerii naturali care sunt sași sau șvabi, sau atâtea mii de români emigrați după 1990 sau care muncesc temporar în Germania, ci și prin interesul pe care totuși cea mai importantă, mai mare țară sud-est europeană îl trezește puterii centrale a Europei care are devenit Germania. Din experiența mea nemijlocită știu că la televiziunile locale germane, care sunt foarte multe, și televiziuni private și de stat, există în fiecare land o televiziune publică, pe lângă televiziunile publice transregionale. Aici se difuzează anual între 20 și 30 de filme documentare despre România, despre satele românești, despre Transilvania, despre șomerii din România. Am văzut la un moment dat un film care compara un șomer din Galați, de la combinatul siderurgic, un șomer din Alsacia-Lorena, de la un combinat ieșit din Uza acolo. Și vedeam acolo cum copiii șomerului român care făceau studii aveau mai multă speranță într-un apartament de două blocuri, de două camere necăjite într-un cartier din Galați, decât familia din Franța, mai cinică, mai resemnată. Vreau să încheiem discuția noastră, concluziile pe care le tragem în studio, cu imaginile pe care vă rog să le dați într-un film documentar realizat de Fundația Schmidt, care este o fundație cu sediul în România, la București, dar care se ocupă de relațiile bilaterale. Un film care a fost difuzat la Dinkelsbühl și va fi difuzat în curând pe ecranele germane, în Germania, despre orgiile din bisericile săsești, evanghelice, baroce din Transilvania. Transilvania fiind locul din Europa cu cele mai multe orgi, instrumentele acelea în bisericile luterane, baroce din Europa. Vedem 2-3 minute din începutul unui film de o oră, după care tragem concluziile. Vă rog. Hat begonnen, als ihr, meine Eltern, entschieden habt, anders zu leben als in Siebenbürgen, wo Gott die Erde gestreichelt hat. Ich weiß, dass ihr verloren. Vom avea șansa să vedem întregul film cândva în această vară, cu subtitrare. Acum am avut numai așa un fel de flavor, o sugestie de Transilvania în viziunea sașilor deveniți germani. În discursul pe care l-a citit în numele președintelui domnule Diaconescu, am văzut că e vorba și de un mic regret. Cu astfel de mare adunare a sașilor, acum în libertatea noastră din România, nu are loc și în Transilvania. Cum răspundeți la întrebare? De ce nu vă întâlniți toți sașii de la Dinkelsbühl, undeva și la Sibiu, la Sighișoara, eu știu unde, doriți noastră? Vă invit cu mare plăcere la întâlnirea sașilor din Biertan. Anual are loc o întâlnire a sașilor și revin la începutul emisiunii. Biertan între Media și Sighișoara, între Media, da? Și Sighișoara. Da. Anul trecut a fost chiar la Sibiu, a fost la Brașov. Cum am spus, sașii sunt o familie transfrontereală, mă repet, și își serbează sărbătorile la Dinkelsbühl, îi serbează și în România, la Biertan în septembrie, dar și în Canada și în Statele Unite. În fiecare an are loc o serbare în fiecare țară unde suntem acasă. Noi arătăm și cărți aici, mai avem foarte puțin, câteva cărți pentru cei care citesc germană sau vor să afle, și dacă nu citesc germană, poate vor să le traducă în România, mă gândesc și la editori. Aici este, se poate uita camera, Destinul germanilor din România, o carte de documente apărută anii trecuți. În Germania apar multe cărți de genul ăsta. Aici avem romanul Herte Müller, care a apărut și la Humanitas în traducere, marea scriitoare laureată a Premiului Nobel în 2010. Este romanul deportării germanilor în Rusia, Leagănul
respirației. A apărut și limba română între timp. Aici avem biografia ultimului feldmareșal și ministru al apărării din Imperiul Austro-Ungar, Köves von Köves-Haza, care era sas, de fapt, chiar dacă numele lui are o rezonanță maghiară, și care s-a numit Hermann pentru că mama lui era săsoaică din Făgăraș și i-a dat numele așa. Una din marile figuri ale sașilor din Europa. Ăsta este Bruckenthal, în legătură cu care apar cărți tot timpul, ministru de finanțe al Austriei sub Maria Tereza și autorul primului muzeu deschis de artă din Europa după Louvre, Muzeul Bruckenthal din Sibiu. Și aici, în sfârșit, am Transilvania din zbor, un splendid album, apropiați-vă, cu toate cetățile fortăreață, sunt sute în Transilvania, văzute, fotografiate din elicopter. O poveste de câteva sute de pagini pe care vă recomand. Cărțile astea pot fi găsite în librăriile germane din România, dar mai ales în librăria Schiller din Piața Mare la Sibiu. Foarte frecventat în aceste zile, este orașul datorită Festivalului Internațional de Teatru. Domnule Diaconescu, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Domnule Fabrițiu, să mă duceți cu bine la München. Vă mulțumesc. Celor care ne-au urmărit, zile senine și fericite. Realizată în asociere cu Automobile Bavaria Group.